În România, în acest moment, pacienții cu astm alergic beneficiază de aceleași terapii inovatoare ca orice alt pacient din Europa. Marele avantaj în acest moment este că tratamentul este complet compensat și de curând au fost introduse pe lista de gratuități și o serie de teste moleculare necesare diagnosticării pacienților alergici. Astmul alergic este o boală cu care se poate trăi, cu calitatea vieții bună, atât timp cât este tratată corespunzător. Toți pacienții pot accesa aceste tratamente și e nevoie să înțeleagă cât este de important să fie monitorizat și să primească terapiile care să îi îmbunătățească calitatea vieții, arată președintele Societății Române de Alergologie și Imunologie Clinică din România, Carmen Panaitescu, într-un comunicat remis presei, conform sursei citate, rata de mortalitate cauzată de astm în România este cu 50% mai mare decât cea la nivel european, adică 1,3 la 100.000 de locuitori mor anual. Dintre pacienții cu astm, un procent de 2,5% evoluează spre forme severe, care necesită terapii complexe, au frecvente exacerbări care necesită vizite în serviciul de urgență sau internări, de aceea e nevoie ca tratamentul să fie adecvat și monitorizarea recurentă, susțin specialiștii. Astmul este o boală inflamatorie a căilor respiratorii care determină simptome caracteristice, tuse, în special noaptea, respirație șuierătoare, dificultăți de respirație, senzație de constricție, durere sau presiune la nivel toracic. Trebuie subliniat că nu orice persoană cu astm are aceleași simptome în același mod. În județul Suceava sunt în evidențele casei de asigurări de sănătate 62 de pacienți. Costul tratamentului lunar pentru aceștia este de aproape 500 de mii de lei, ne-a informat purtătorul de cuvânt al instituției, Anda Sălăgean.